Seara, prieteni. Uitați, am devenit și sobar, între altele. Am curățat o sobă, i-am verificat fumurile să nu aibă cenușă, să nu fie pericolă acum că vine sezonul de iarnă. Și, din fericire, n-am găsit. Nu am găsit cenușă decât foarte puțină. Deci, fără probleme, mai funcționa cel puțin un an. Un an, scuze, cel puțin 10 ani. Are 5 ani de folosință și e foarte, adică nu am găsit înfundate. Nu am găsit nimic înfundat. Ceea ce e foarte bine. Și acum fixăm asta. Am pus cărămidă de șamotă. Deci mare atenție la capacul respectiv. Trebuie foarte bine etanșat, foarte bine udat după ce e scos teracota udată bine. Dacă nu e udat, e o problemă cu grapa. Nu aderă, se crapă și o să iasă fum. Și nu cred că și-ar dori nimeni să moară de la fum. Bucățele de la tăieturi de șamotă. Întotdeauna se împănează cu asta. Și trebuie zbătate aici ca să țină pământul, adică să-l întărească. Ca un fel de armătură. De aici pleacă crăpăturile, întotdeauna. Și asta e. Asta este. Aici, asta e perfect. Deci păcate și împinse. Împinse foarte bine. O să etanșeze. După aceea se mai udă o dată și hai să găsim o și mai.